presa liberă trecere cu Loredana Bălan la TV Sat. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunteți la presa liberă trecere. În ediția de astăzi l-avem invitat pe domnul Florin Ceparu. Domnia sa ne va vorbi în minutele următoare, atât în calitate de administrator public în cadrul primăriei municipiului Râmnicu-Sărat, cât și de președinte al Asociației de Tineret Onyx Râmnicu-Sărat, pentru că avem câteva subiecte importante de prezentat și aș vrea să ne vorbiți în ambele calități, domnule Ceparu. Bine ați revenit în fața telespectatorilor. Sărutmâna, vă mulțumesc tare mult pentru invitație și pentru oportunitatea de a vorbi în ambele calități. Și de această dată să începem cu un subiect care este pe placul administrației municipale, pentru că vorbim de o serie de proiecte care s-au finalizat sau care sunt în curs de finalizare. Drept urmare, municipiul a fost premiat, a fost la o întâlnire recent împreună cu domnul primar Sorin Cârjan și echipa din cadrul grupului de acțiune locală. A doua parte, dacă îmi permiteți să citesc exact, la evenimentul organizat de Federația Națională a Galurilor Urbane în Palatul Parlament. Și ați prezentat, ați evidențiat toate proiectele în care suntem implicați. Într-adevăr, o oportunitate bună de a ne adresa oamenilor care în toată această perioadă a implementării au stat cu ochii pe noi și au văzut lucrurile care s-au schimbat în comunitatea râmniceană. Domnul primar a reprezentat comunitatea râmniceană și, într-adevăr, a fost și premiat pentru modul în care s-a implicat în toată această perioadă în susținerea proiectelor derulate prin grupul de acțiune locală, pentru că o bună parte, majoritatea proiectelor derulate prin GAL Sus Râmnicul au fost implementate de Primăria Municipiului Râmnicu-Sărat prin diferite mecanisme, fie că vorbim de POCU, fie că vorbim de Programul Operațional Regional, un mecanism foarte complex care nu a fost, să spunem, complet definit în perioada 2017-2019, care a implicat foarte mulți oameni și în continuare implică foarte mulți parteneri, peste 30 de parteneri din comunitatea locală, un mecanism care a adus la oaltă atât mediul de afaceri, instituțiile publice, organizații non-guvernamentale, cât și persoane relevante din comunitatea locală, în vederea dezvoltării comunității locale și, știu eu, atragerii de fonduri europene, fără de care o comunitate ca Râmnicu-Sărat nu se poate dezvolta. Prezența domnului primar a fost apreciată și de celelalte organizații și de celelalte municipalități din România. Nu au fost mai mult de 5 municipalități din România care au fost prezente din cele 33 care au intrat în acest proces de implementare prin mecanismul DLRC, dezvoltare locală, plasată în responsabilitatea comunității, care s-a adresat comunităților cu o populație de peste 20.000 de locuitori, comunităților de rang mediu și pentru noi, pentru toți, stafful domnului primar, echipa de organizare, echipa de coordonare, de management a grupului de acțiune locală, Voloda Mateevici, Traian Holban, a fost o reală plăcere și bucurie să fim la un eveniment deținută, un eveniment la care au luat parte multe organizații, dar doar câteva dintre acestea au urcat pe scenă pentru a-și disemina rezultatele. Putem prezenta, domnule Ceparu, câteva dintre proiectele care se derulează în prezent în municipiul Râmnicu-Sărat prin intermediul grupului de acțiune locală? Sigur că da. Sunt mai bine de 20 de străzi și fundături care sunt asfaltate. Vorbim despre construirea, reabilitarea, de fapt, și transformarea fostului internat al Liceului Agricol într-un bloc de locuințe sociale. Mai bine de 40 de locuințe sociale vor fi amenajate acolo. Deja lucrările sunt în derulare. Vorbim despre construirea centrului social integrat, centrul sociomedical de la fosta unitate militară, acolo unde serviciile care vor fi generate fie de asistenți medicali, fie de medici, fie prin intermediul oferirii de asistență juridică, vor fi toate aceste servicii dedicate cetățenilor din zonele urbane marginalizate. O ocazie bună de a ajunge către acești cetățeni și cumva de a descentraliza toată această, să spunem, interes și nevoie pentru un act medical zonal și nu musai centralizat prin intermediul spitalului municipal. De asemenea, acest centru sociomedical va oferi și oportunități de petrecere a timpului liber pentru tinerii din comunitate, știu eu, activități și team building-uri pentru tinerii din zona respectivă, cât și, cum spuneam, asistență juridică, pentru că sunt multe persoane care fie n-au cărți funciare, n-au acte de proprietate, n-au buletine, n-au diferite alte acte de identitate
Și atunci centrul va veni în întâmpinarea nevoilor acestor persoane. Mai vorbim și despre trei terenuri sintetice și trei parcuri. Parcurile deja au început, implementarea parcurilor, derularea lucrărilor deja a început. Vedem în cartierul Alecu Bagdad, lucrurile deja se desfășoară, atât la terenul sintetic cât și la parc. În cartierul Sârbi, lângă biserică, deja a fost amenajat un loc de joacă. La unitatea militară vor începe noi investiții prin această măsură. Sunt măsuri foarte importante pentru comunitate, pentru municipalitate și foarte important sunt măsuri integrate. Am găsit și diploma pe care a primit-o municipiul Râmnicu-Sărat, diplomă pentru schimbarea de vieți. Sună foarte bine. Foarte bine, e un titlu informal și cumva de suflet și de fapt cam asta se dorește a se obține, pentru că așa cum evidențiau și cei care au gândit acest mecanism, este poate pentru prima dată când, prin mecanismul DLRC, lucrurile au fost gândite pentru cetățenii din cartierele mărginașe, nu doar la nivel de asfaltare, deci la nivel de monoacțiune, acțiune unică, ci la nivel integrat. Să putem să le asigurăm și condiții juridice, și condiții de petrecere a timpului liber, și locuințe, și apoi și asfalt, și alte elemente care vor fi derulate în perioada următoare. Iar prin grupul de acțiune locală să nu uităm că cele mai importante măsuri, undeva la 3 milioane de euro, au fost investite și sunt în continuare investite în cursuri de calificare, în subvenții, în programe de tip a doua șansă, în programe de tip școală după școală, after school. Vorbim despre 20 de calificări care au fost puse pe tapet și se implementează chiar în această perioadă. Sunt mai bine de 500 de oameni care au fost calificați, alte 400 plus persoane sunt calificate în această perioadă, alte 400 de persoane urmează să intre într-un proces de calificare. Sunt lucruri excepționale pentru că, de fapt, obiectivul principal al măsurilor prin grupul de acțiune locală este tocmai să faciliteze cumva integrarea persoanelor pe piața muncii și totodată ridicarea nivelului de trai din zonele marginalizate, unde de obicei și până, să spunem, la nivelul anului 2017, când a fost strategia gândită, nu au fost măsuri, cum spuneam, integrate, care să nu doar să rezolve o problemă, ci cumva să abordeze integrat problemele acestor persoane. Domnule Ceparu, vreau să prezentăm un alt subiect în care municipalitatea râmniceană a fost prezentă, a fost responsabilă de o acțiune, tot pentru a veni în sprijinul semenilor, pentru că toate proiectele de care ne vorbiți sunt pentru cetățenii acestui municipiu. Campania de donare de sânge este o acțiune foarte importantă pe care o realizați periodic la Râmnicu-Sărat împreună cu alte două instituții importante. O să vă rog pe dumneavoastră să prezentați evenimentul. Este cea de-a 10-a acțiune, da, pe care o realizați în municipiul nostru. Într-adevăr, ultimii ani au fost dedicați unei strânse colaborări cu câteva instituții importante la nivel județean. Vorbim aici despre Protoieria Râmnicu-Sărat. Părintele Protoieră Asanache, în mod continuu, a fost alături, a susținut și s-a implicat activ în organizarea acestor activități. Centrul Județean de Transfuzii, care practic a fost și coordonatorul activităților împreună cu cadrele medicale, doamna director Adriana Crăciun, deosebit de implicată și mulțumim că aduce aceste activități și în municipiul Râmnicu-Sărat, pentru că sunt, așa cum bine știm, multe și foarte multe chiar persoane care se adresează fie Centrului Județean de Transfuzii, fie în alte centre și în alte spitale din alte județe, prin această situație de reciprocitate reușește să rezolve probleme deosebit de grave, de la, să spunem, simple transferuri de sânge până la cazuri de leucemie sau poate alte boli, acolo unde e nevoie de, să spunem, un proces de mai mare calitate și de mult mai mare acuratețe. Vorbim aici despre nevoia de trombocite, deosebit de importantă pentru cazurile cu adevărat grave, și am avut și noi în municipiul Râmnicu-Sărat și din fericire am putut să ne adresăm. Astfel de activități generează adresabilitate și să nu uităm Centrul Cultural Florica Cristoforeanu, Rafaela Predonescu, care ne-au oferit împreună, integrat, susținere în derularea acestor acțiuni. Noi, municipiul Râmnicu-Sărat, să spunem că am realizat treaba ușoară, pentru că în momentul în care ai astfel de parteneri, lucrurile devin mult mai simple. Implicarea a fost deosebită. La această activitate care s-a derulat în data de 24 octombrie au participat peste 60 de donatori, cărora le mulțumim. De obicei, suma este între 60, 100, 120, am avut chiar donatori. Activitățile se derulează undeva la 3 luni de zile distanță, dar ele produc rezultate care salvează vieți.
a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, primul eveniment din cadrul Forumului de Tineret. Și de această dată ați reușit să reuniți la un loc un număr mare de tineri, de tineri râmniceni, alături de autoritățile locale. Forumul de Tineret este o investiție în timp, aș spune, și un rezultat al investițiilor care s-au tot realizat în ultimii ani în sectorul de tineret prin diferite forme. O comunitate locală, fie că este vorba despre infrastructură sau vorbim de capitalul uman, în special de comunitatea de tineri, are nevoie de resurse și are nevoie de activități specifice. Iar noi, prin acest forum de tineret, un proiect pe care îl derulăm pe măsura de participare publică prin programul Erasmus+, ne dorim foarte mult să selectăm și să implicăm 30 dintre cei mai activi tineri din comunitatea locală, oameni care să aibă oameni cu rezultate bune la învățătură și în același timp și experiență în procesul de educație non-formală, în proiecte europene, în schimburi, în traininguri, în activități de construire de parteneriate și oameni care totodată să aibă adresabilitate în relația cu comunitatea locală. Duminică, într-adevăr, în data de 22 octombrie, am avut bucuria să-i avem alături de noi pe domnul primar al municipiului Muntenia, domnul Sorin Cărjan, pe domnul viceprimar, domnul Florian Nicolae. Am avut Rafaela Predonescu, a fost alături de noi, Ștefan Drăgan de la Societatea TUC, iarăși au fost împreună cu noi și am reușit să oferim exemple de bună practică. De asemenea, Dragoș Răileanu de la Poliția Locală. Asta este perspectiva unui forum de tineret, pe de o parte de a forma tineri și pe de altă parte a oferi exemple de bună practică tinerilor din comunitatea locală, pe de o parte pentru a se implica, nu musai în procesul decizional, pentru că e destul de dificil la vârsta de 18 ani să te implici în mod activ în procesul decizional, dar pe de altă parte în viața civică și comunitară. Un lucru care este foarte important și împreună să promovăm, atât în relația cu instituțiile de învățământ, care se arată din ce în ce mai deschise, cât și în relația cu părinții, un proces de învățare alternativă care să umple tânărului programul de la momentul în care iese de la ore până la finalul unei zile. Deci competența practică este un proces de învățare continuu care nu se oprește după ore. Și cam ăsta este lucrul pe care trebuie să-l dăm mai departe, care se practică foarte mult în țările centrale europene și nord-europene. Acolo sunt întregi procese care se derulează. Denumirea de școala comunității este un termen pe care l-am împrumutat din Göteborg. Școala comunității, în cazul lor, se implementează printr-un plan de măsuri de la momentul în care tânărul termină orele, practic la ora 2 școala, liceu își termină activitatea, după ora 2 ceea ce se întâmplă în instituția de învățământ se numește exact o școală a comunității, pentru că acolo lector, facilitator, formator nu mai este profesorul, ci este comunitatea. Și atunci școala nu mai este o școală a cadrelor didactice, gestionată de cadre didactice, coordonată de acestea, și este o școală a comunității. Factorii care au ceva de spus din comunitate vin, se așează în fața tinerilor, discută cu tinerii și facilitează un alt proces de inserție. La fel cum se întâmplă și în forumul de tineret, acolo unde vrem să oferim diferite exemple, diferite contexte. Vreau să vă spun că am lansat invitația și în continuare o vom face în întreg spectrul, să spunem, sociopolitic, dacă pot să spun așa. Toată lumea trebuie să vină în fața tinerilor și să se adreseze, pentru că eu consider că într-o comunitate, așa cum este cazul Râmnicului, nu există bun sau rău. Există doar oameni care se implică și oameni care nu se implică. Pe cei care se implică, propunerea noastră este să-i aducem în fața tinerilor, cum și dumneavoastră ați avut tineri pe care i-ați pregătit, i-ați îndrumat în tehnicile media și observ că aveți chiar tineri noi, angajați noi persoane în stafful dumneavoastră și asta este un lucru excepțional. Asta ne dorim și noi să generăm în acest forum de tineret. Pe de o parte, 30 de ambasadori de tineret și în perspectivă un consiliu consultativ pe probleme de tineret și pe de altă parte vor fi 5 consultări de tineret în care vor fi abordate teme total diferite. Iar duminică acum vom avea o activitate integrată, vorbim despre duminică 29 octombrie, la care vor lua parte și alți 25 de tineri și lucrători de tineret din alte 9 țări europene. Deci va fi un forum de tineret extins la nivelul întregii Uniunii Europene. Abia așteptăm, vă invităm să luați parte pe dumneavoastră și de asemenea părinții care au copii și vor să se implice în povestea aceasta. De la ora 10:30, într-o locație, din păcate nu pot să dau numele locației, într-o locație centrală din apropierea Spitalului Municipal, vom desfășura o nouă consultare, cea de-a doua consultare din cadrul proiectului Forumului de Tineret. Domnule Ceparu, tinerii noștri clar sunt interesați de actul decizional, da? Sunt și câteva teme pe care le-au lansat, teme pe care ar dori să le rezolve o administrație locală? Să știți că sunt foarte multe teme care se dezbat și cea mai importantă
Pe una o să vă spun dumneavoastră după emisiune, pentru că este complicată și n-aș vrea să... Mai ales dacă nu avem și alte părți invitate și nu am putea sigur, să dezbatem subiectul ăla. Dezbatere. Ar merita cu siguranță o dezbatere, dar este o temă cu adevărat care trebuie pusă pe agenda tuturor. Și apoi, cea de-a doua temă este aceea mentalității închise versus mentalității deschise. Este cea mai importantă, să spunem, temă, această integrare a viziunilor, să spunem, conservatoare cu cele noi, inclusiv cu integrarea tehnologiei. Tinerii în ziua de astăzi au foarte multe, să spunem, abilități, tind să aibă din ce în ce mai puține atitudini, dacă e să vorbim despre toleranță, empatie, spirit critic la un nivel mult mai ridicat, responsabilitatea cumva, dacă nu este ghidată, tinde să planeze, dar să nu se valorifice. Acceptarea, sunt foarte multe principii, iar la capitolul principii este foarte mult de lucru cu generația tânără. Cred că mentalitatea închisă versus mentalitatea deschisă, persoanele și contextele care, să spunem, că facilitează și susțin mentalitatea închisă sunt pe ordinea de zi a acestor consultări, la care, cum vă spuneam, participă și decidenții. Iarăși, oportunitățile și modul în care reușim să transformăm tot ceea ce se întâmplă în anumite contexte ale comunității într-o mentalitate deschisă prin măsuri specifice sunt o altă temă pe ordinea de zi. Pentru că în ziua de astăzi lucrurile funcționează cu o viteză foarte mare. Tinerii care înțeleg, și nu doar tinerii, cred că aici e vorba și apreciez foarte mult implicarea școlilor și liceilor în desfășurarea astfel de programe de tip Erasmus+, și alte programe europene care oferă o altă perspectivă. Pe de o parte, au posibilitatea cadrele didactice să călătorească în Europa și să participe la diferite vizite de studiu, să vadă cum și alții despre care noi ne raportăm ca la niște exemple de bună practică, să vadă care este mecanismul din spate și pe de altă parte și tinerii să trăiască în acel mecanism și să fie ei, să spunem, instrumentele care conduc spre o pozitivare chiar a întregului proces educațional, pentru că pentru noi și la fel cum se întâmplă și pentru instituțiile de învățământ, actul educațional este foarte important și nu vorbește neapărat despre astăzi, ci vorbește despre ce va însemna Râmnicul în următorii 10 ani de zile. Și prin forum și prin aceste activități ne propunem foarte mult să lăsăm o poartă deschisă întoarcerii tinerilor în comunitatea râmniceană și ne dăm seama că noi nu putem să construim tot ceea ce ei își propun sau noi ca și tineri ne propunem decât împreună cu ei. Și cam asta este invitația, este o invitație la lucru în echipă. Și bineînțeles, sunt foarte multe alte, să spunem, investiții de infrastructură, să spunem mult mai puține decât în perioada anului 2017, când am elaborat strategia de tineret și cred că mai bine de 10 măsuri de infrastructură au fost preluate de către domnul primar, administrația locală. La momentul respectiv am avut consilieri locali de tipul domnului Neculeasa, doamna profesor Camelia Sava, care au participat efectiv la consultări, au mers la Brașov și au participat la designul strategiei de tineret și au putut mai apoi să promoveze aceste activități alături de domnul primar în Consiliul Local. Că vorbim despre bazinul de not, că vorbim despre terenurile sintetice, nu vorbesc despre puterea unui tânăr de a susține asfaltarea unei străzi, pentru că este clar că aici situația este clară, vedem câte sunt, câte nu sunt și ce ne împiedică sau ne ajută. Dar când vine vorba despre niște investiții adiacente din categoria avem nevoie de un centru de tineret mult mai extins, cu mult mai multe facilități, dacă nu credem și nu înțelegem ce înseamnă utilitatea unui centru de tineret, lansăm invitația tuturor celor care nu cred să vadă ce înseamnă procesul de educație în Germania sau ce înseamnă în Danemarca sau ce înseamnă în Norvegia, țări unde de aici se formează societatea de la nivelul tinerilor. Dacă investim în ei ceea ce trebuie, vom avea în Râmnicul Sărat peste 10 ani ceva ce să spunem că localitățile de același nivel nu vor putea să aibă niciodată. Deci așa s-au născut aceste proiecte pe plan local, bazinul de not, terenurile de sport sintetice bazinul de not a pornit și chiar discutam zile trecute cu domnul primar, de la o consultare la care domnul primar a participat și tinerii au fost acolo. Și bineînțeles că știți ce, în tot spectrul ăsta al proiectelor și al oportunităților de finanțare apar diferite oportunități. Doar că e foarte important ca acele oportunități să intre și să respecte nevoile comunității. Deci în momentul în care a existat o comunitate care a susținut acest proiect, domnul primar cu siguranță, în momentul în care a simțit că există o posibilitate de a finanța un astfel de fond, un astfel de obiectiv, a făcut tot ce a depins de dumnealui ca să, împreună cu echipa administrativă din primărie, ca să susțină un astfel de proiect. Deci contează. La fel și cu locuințele sociale. Ce rost are să facem 100 de locuințe sociale dacă nu există o nevoie? Iar în Râmnic există o nevoie.
am fi putut să fim un oraș, precum știu eu, Milano, da, și acolo să nu există nevoia unor locuințe sociale, să le facem să nu se... Ce vreau să vă întreb, am văzut tot mai prezenți în ultima perioadă unitățile de învățământ din municipiul Râmnicu-Sărat. Care a fost mesajul pe care l-ați transmis acolo? Au fost foarte multe mesaje pe care le-am transmis. De principiu sunt trei mesaje cu care mergem în instituțiile de învățământ. Primul mesaj este acela al apartenenței României la spațiul Uniunii Europene. Pentru că tinerii, începând cu vârsta de 13 ani până la vârsta de 30 de ani, au foarte multe oportunități de mobilitate, de învățare, oportunități de accesare de diferite fonduri și granturi, începând cu vârsta de 18 ani. Discutăm despre această mentalitate deschisă, cam pe asta accelerăm și noi. Mergem cu tot felul de prezentări care sunt fie realizate de noi, fie oferite de diferite instituții și entități la nivelul Uniunii Europene, le traducem în limba română și apoi derulăm activități cu tineri. De asemenea, am mers și cu forumul de tineret. Prima activitate am derulat-o prin intermediul centrului Europe Direct Râmnicu-Sărat, acolo unde avem destul de mulți lucrători de tineret și tineri care se implică și vin din școlile gimnaziale, chiar săptămâna trecută într-o activitate coordonată prin centrul Europa Direct. Tinerii de clasa a noua, care au terminat în școala gimnazială Constantin Brâncoveanu, s-au întors în școala Constantin Brâncoveanu, în școala altfel, și au desfășurat o activitate de 2 ore la clasă și profesorii au fost absolut încântați de capacitatea lor de a se exprima, de a exprima o experiență până la urmă, pentru că sunt și în momentul de față tineri care au trecut în clasa a noua și care au peste 30 de activități de educație non-formală, peste 30 de diplome. Și credeți-ne că diplomele în momentul de față, aceste certificate, fie că e vorba de certificate de participare, fie de certificate UFPAS, certificate europene, sunt foarte importante. Sunt importante pentru a obține un loc la cămin, sunt importante mai nou pentru a accesa în universități. Sunt doi tineri deja din Liceul Teoretic Ștefan cel Mare care au intrat pe baza diplomelor de la voluntariat la universități. Alex Pop a intrat chiar primul la Facultatea de Mecanică și Mecatronică din București, la Universitatea Politehnică. Raluca Robe, iarăși unul dintre voluntarii noștri cei mai buni, a intrat iarăși la o universitate din București foarte, foarte bună. De altfel, elevi care au intrat la universități foarte importante din România, vorbim chiar de Facultatea de Medicină, pentru a fi, să spunem, plasați într-o zonă pozitivă, pe zona de formare și așa mai departe, deci dezvolta noi competențe în asociațiile studenților, au nevoie de experiență anterioară. Și atunci, mesajul meu, chiar în momentul ăsta, și nu este doar un mesaj care mi-aparține, e un mesaj pe care l-am tot adus în atenția părinților în special, este să-și trimită copiii, elevii liceelor în special, la voluntariat. Să facă această practică, să câștige această experiență, să dezvolte niște competențe foarte importante. Este foarte greu să explicăm în momentul de față părinților ce se întâmplă cu copiilor în momentul în care vin la voluntariat, pentru că e o experiență pe care dumnealor nu au parcurs-o. Deci nu este timp mort, timp pierdut. Nu este și nu a fost nicio secundă timp pierdut, dovada faptului că cei mai buni voluntari sunt de foarte multe ori și cei mai buni elevi. Și mesajul nostru este ca până în clasa 12 să participe la aceste activități, iar în clasa 12 să-și urmeze procesul de învățare încât să poată să obțină note foarte bune la examenul de bacalaureat, să intre la universitățile foarte mari, iar dacă aceste certificate, aceste diplome, aceste competențe pot să fie o susținere, să se bazeze pe ele, nu să aibă nevoie de ele. Domnule Ceparu, tot pe parcursul acestei luni ați fost prezent la un eveniment în cadrul rețelei europene de mobilitate. Ce mesaj al comunității locale ați transmis acolo? Într-adevăr, am mers aici alături de colegi din administrația județeană, de domnul primar Dragoș Voicu al Comunei Siriu, de George Mărgărit, colegul meu de liceu, consilier județean în momentul de față, de asemenea cadru didactic. Tema mobilității urbane la nivel european a fost una deosebit de importantă, legată de oportunitățile turistice pe care, să spunem, comunitățile rurale din vecinătatea localităților, polilor, să spunem, urbani, așa cum este cazul municipiului Râmnicu-Sărat, în relația cu localitățile învecinate și relația cu localitățile rurale din județul Buzău, oportunitățile care pot fi dezvoltate. A fost o analiză a bunelor practici existente la nivel european și acolo am participat într-un cadru deosebit de select, pentru că proiectul a fost coordonat de Comisia Europeană în mod direct printr-o organizație MEMEX din Italia, de fapt e o
o firmă de cercetare, iar Primăria Râmnicu-Sărat a fost partener unic din România în procesul de implementare. Noi, practic, în perioada următoare vom face să aducem anumite cursuri, anumite workshop-uri pe zona de mobilitate urbană mai aproape de comunitățile rurale, pentru că s-a ajuns la concluzia că comunitățile rurale, în povestea mobilității urbane și rurale, așa, legate de turism, nu pot să participe singure. Și au nevoie de poliurbani, acolo unde, să spunem, care gestionează fluxul de transport, ținând cont că majoritatea firmelor de transport vin din zona de urban. O activitate foarte importantă, pentru că ne-a deschis ochii vis-a-vis de anumite bune practici care se întâmplă la nivel european. Am avut și noi posibilitatea să promovăm fie municipiul Râmnicu-Sărat, fie Comuna Siriu. Comuna Siriu este din ce în ce mai dezvoltat, acolo merg din ce în ce mai mulți investitori, este și pe un drum important care leagă zona Brașovului de județul Buzău. Este un punct de atracție și pentru noi, pentru cetățenii din zona municipiului Râmnicu-Sărat și apoi Râmnicu-Sărat, pentru că și noi în municipiu avem puncte care pot ajunge pe harta turistică la nivel european. Odată ce se va reabilita fostul penitenciar și va fi transformat în muzeu, va fi un punct deosebit de important. Complexul Brâncovenesc este un alt punct deosebit de important și iarăși ceea ce va trebui noi să facem în perioada următoare va fi să centralizăm toate aceste obiective turistice care pot fi puse pe o hartă. Pentru că trebuie să recunoaștem că Râmnicul în momentul de față nu a ajuns în punctul în care să ofere ceva din punct de vedere turistic. Iar modul în care ei analizează lucrurile este unul de-a dreptul excepțional. Analize realizate prin intermediul restaurantelor, în special a entităților juridice care atrag turiști și care au relație cu potențialii turiști. Au făcut o analiză pe ce înseamnă turismul de 6 ore, pe ce înseamnă turismul de o zi, pe ce înseamnă turismul de weekend, pe ce înseamnă turismul de o săptămână. Și când se referă la turism, nu se referă neapărat că persoana respectivă a venit în vacanță, ci inclusiv această posibilitate de a veni dintr-o altă localitate, a munci în Râmnicu-Sărat, a avea 2 zile la dispoziție și a simți nevoia să beneficieze de ceva de la comunitatea respectivă. Și aici noi trebuie să investim în principal atenție și timp și apoi să integrăm toate, să spunem, forțele locale, în special unitățile hoteliere, pentru a genera un program și, bineînțeles, societatea de transport au ajuns inclusiv la concluzia că tipul acesta de transport de tip car sharing, o rețea locală a unor persoane de încredere, care ori de câte ori, să spunem, ar fi solicitate, ar putea și ar fi pregătite pentru a genera un, așa spus, circuit turistic la nivelul comunității râmnicene. E clar că avem o comunitate care este în plină dezvoltare, dar în viitor trebuie să investim foarte mult în povestea comunității pe care să o transpunem în relația cu exterior. Străinii reușesc să aducă multe fonduri pe zona asta de turism. Doar fondurile ne lipsesc? În momentul de față ne trebuie o strategie, asta e clar. O strategie și ne trebuie și specialiști. Ne trebuie oameni dedicați, ne trebuie oameni care să iubească orașul și să creadă în povestea orașului. Ne trebuie multe lucruri, dar toate aceste lucruri vor apărea în momentul în care ne vom pune cu toții la masă și vom gândi această strategie. Domnule Ceparu, noi suntem la finalul acestei ediții. Dacă vreți să mai prezentați un eveniment, pentru că mă uitam pe o rețea de socializare acolo unde dumneavoastră prezentați toate evenimentele pe care le desfășurați și vedem zile pline de experiențe și activități adresate tinerilor din municipiul Râmnicu-Sărat. Da. Interesul nostru și atenția noastră, mai bine spus, în ultimii ani a fost unul de a transparentiza tot ce se întâmplă în Râmnicu-Sărat. Nu doar în zona de tineret, să spunem că se apreciază ceea ce se vede, noi am încercat și în povestea instituțiilor publice să fie totul cât se poate de transparent și, să spunem, adăugăm de fiecare dată ceea ce oamenii trebuie să cunoască. Așa se face ca instituții precum Administrația Domeniului Public, Direcția de Asistență Socială, Societatea de Transport Urban, inclusiv Societatea Aquaterm, Biblioteca Municipală, Muzeul Municipal, nu mai vorbim de Centru Cultural și de Clubul Sportiv Municipal și deja am evidențiat 9 din cele 10 entități, nu vorbim de Instituția Piețe, Târguri și Oboare, care are un alt obiect de activitate, sunt vizibile în mediul online. Și ideea tamana asta a fost să încercăm să descentralizăm tot ceea ce se întâmplă la administrația locală și să ajungem în casa fiecărui râmnician, fie prin intermediul dumneavoastră, care în mod cert sunteți partenerul numărul 1, fie prin intermediul social media, acolo a internetului, acolo unde un mecanism care inițial a fost gândit pentru tineri, dar la un moment dat tinerii s-au retras din povestea asta și au mers către Instagram, către TikTok și a rămas efectiv un loc pe care noi l-am valorificat
cu un mesaj pe care noi l-am considerat de bună calitate, ceea ce se întâmplă în oraș. Cred că toată lumea vrea să știe ce se întâmplă în oraș și asta am vrut să derulăm. Asta vis-a-vis de ce a însemnat, să spunem, zona de public. În ceea ce a însemnat zona organizațională, ne-am dorit să promovăm oportunități pentru tineri și să ajungem atât la tineri cât și la părinți. În perioada, începând din data de 26 octombrie până pe 6 noiembrie, construim un parteneriat foarte mare. Suntem acreditați, Asociația de Tineret Onyx este acreditată pentru a desfășura 21 de mobilități în următorii până în anul 2027, deci 2023, 24, 25, 26, 27. Sunt 5 ani de zile cu 21 de activități europene în care vom implica cel mai probabil peste 200-250 de tineri din comunitatea locală și vom aduce în comunitatea locală probabil peste 500 de tineri. Ce tip de activități? În prima activitate ne vor fi participanți reprezentanți ai unor instituții publice. Vorbim despre Universitatea din Kayseri, care este cea mai mare universitate cea mai activă universitate din Asia, este locul 3 în lume în ceea ce înseamnă proiecte și activitate de cercetare pe zona de sustenabilitate. Ne participă zona metropolitană Gaia, o localitate de 3 milioane de locuitori, cu câteva localități importante din Portugalia. Vorbim despre zona Porto. Ne participă din zona Milano, din Italia. Avem din Grecia, din Malta, din Sliema, iarăși o municipalitate. Din Armenia, o organizație foarte importantă. Din Republica Moldova am reluat legătura cu localitatea înfrățită Edineț și doamna Rodelia Vasilkov, cu care am ținut legătura, a făcut tot ce a putut, chiar dacă acum să știți că în Republica Moldova sunt alegeri pentru alegeri locale și toată lumea își pune eforturile acolo. Au făcut eforturi ca să trimite lucrători de tineret. La începutul anului viitor vom avea un curs de formare european în tehnici de participare publică, cum să facem să-i implicăm mai mult pe tineri în procesul acesta decizional și ce instrumente le oferim în acest sens. În proiectelul pe care îl avem acum, vor fi și vizite de studiu în care ei vor veni în Râmnicu Sărat și vor vedea bunele practici pe care noi le derulăm și suntem bucuroși să vedem că la apelul nostru, un apel care inițial a fost pentru 7 țări, am ajuns la 9 țări, sunt multe organizații din Europa care vor să vină și să vadă ce se întâmplă în Râmnicu Sărat, o lume în care noi am investit destul de mult în ultimii ani, atât prin proiecte, am accesat atât proiecte de solidaritate, proiecte Erasmus, proiecte parteneriate strategice în care suntem cu municipalitatea, de asemenea și cu organizațiile, au fost proiecte desfășurate și prin fonduri structurale. Lucrurile merg bine, derulăm în paralel și alte proiecte de solidaritate în care coordonarea este exclusiv în mâna tinerilor, la fel și în acest proiect de acreditare. Coordonarea este exclusiv în mâna tinerilor din comunitatea locală. Domnule Cevaru, ținta principală care este? Schimbul de experiență? Este vorba despre schimbul de experiență și dezvoltarea de noi competențe și abilități. În proiectul de parteneriate ne interesează 6 zile din procesul acest construire de parteneriat este dedicat identificării de oportunități de finanțare și procesului de scriere efectivă a proiectelor de finanțare și realizarea acestei hărți a celor 21 de activități pe care le vom derula până în anul 2023. Când ne referim la 9 țări, schimbul de experiență cu siguranță este unul extraordinar pentru că vedem ce se întâmplă în alte comunități fără să mergem în alte comunități. Practic, reprezentanții acestor comunități vin în Râmnicu Sărat și ne povestesc ce se întâmplă bine, ce se întâmplă rău în comunitățile respective. Sunt multe metode de educație non-formală pe care le utilizăm, de la cafenea publică, bibliotecă vie, photo voice, open space, workshop și așa mai departe. Deci e un proces de învățare, cum îl numim noi, alternativ, de educație non-formală, care îi scoate pe tineri din zona de confort și îi duce într-o altă zonă de învățare în care își utilizează cunoștințele de la școală, dar dezvoltă partea de atitudini, ceea ce simt și abilități, ceea ce pot face pentru comunitatea mea. Deci accentul este și în acest caz pe comunitatea râmniceană. Și mesajul pe care după aceea tinerii îl duc mai departe în familie. Foarte, foarte important. Da, îl duc în familie, iar această încredere, să știți că se capitalizează. Noi la începutul anului am avut un curs de scriere pe Centrul Europe Direct, Ideas Hub, și tinerii, după acest curs de scriere, au scris și au avut proiecte aprobate. For Tineresc, proiectul Muncesc Artistic, proiectul Competencies Empower Youth, derulate prin Corpul European de Solidaritate, sunt proiecte care aduc resurse și perspectivă tinerilor.
Mulțumim, domnule Ceparu. Și eu vă mulțumesc. Vă mai așteptăm într-o ediție viitoare. Până data viitoare, le dorim tuturor celor care ne-au urmărit sănătate și numai bine. La revedere! Presa Liberă Trecere cu Loredana Bălan la TV Sat.